Faptul că a ținut în echilibru spitalul este un lucru foarte bun. Mi-aș dori ca viitorul manager să facă același lucru, dacă nu el sau altcineva, să țină în echilibru Spitalul Județean Bădoșan, ceea ce e un mare lucru. Este declarația făcută de șeful județului în urmă cu mai bine de o săptămână. Deși se declara mulțumit de activitatea lui Corneliu Mihai, președintele Consiliului Județean a optat pentru schimbare. Expirat mandatul manager al domnului Corneliu Mihai, a primit decizie pentru un interimat de 6 luni, Livia Mihalache, medic primar specialist, fost manager la Spitalul de Copii. Eu, săptămâna trecută, nu i-am reproșat nimic domnului Corneliu Mihai, nu că să-i mențin un interimat de 6 luni. Doamna Livia Mihalache va fi timp de 6 luni până în 6 luni, până la organizarea concursului de manager la Spitalul Județean. Corneliu Mihai a fost numit manager la Mavromati în urmă cu 3 ani, când președintele al județului era Florin Țurcanu. Deși avea afinități liberale, managerul spitalului a colaborat excelent și cu socialdemocrații atunci când PSD a preluat conducerea Consiliului Județean. Colaborarea a luat însă sfârșit. Costică Macaleț își pune încrederea că noua șefa spitalului va manageria unitatea spitalicească cu mult simț de răspundere. Atunci când s-au unificat spitalele botoșenene, doamna Mihalache avea un plus financiar de 8 miliarde, ceea ce înseamnă că a fost un manager bun la Spitalul de Copii, dincolo de faptul că este medic și consider că la Spitalul Județean trebuie să fie un manager, un medic. Livia Mihalache și-a dorit să fie director și la Direcția de Sănătate Publică. Aceasta s-a înscris anul trecut la concurs, dar nu a reușit să-l și promoveze.